Doamnelor și domnilor, frumoasă prezentare. Atenție mare, este asistentul și prietenul vostru, nu al meu, da? Adică e iubitul meu, e viața mea, dar este asistentul și prietenul vostru. E al nostru, al tuturor. Nu i-a zis nimeni, așa a simțit omul să spună. Doamnelor și domnilor, astăzi avem un copil absolut senzațional, invitatul lui Tudor, și mai vorbim de taică-su. Din seria asta ziceam și noi, nu este ce naște din pisică, șoareci mănâncă, este ce naște din urzică, gimnaști ies, doamnelor și domnilor. Prin urmare, suntem alături de Marius Urzică și celebrul Alexandru, colega noastră Dana Popa, se află acolo în sala de gimnastică. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Bună, Cristi! Astăzi o să mâncăm antrenamente pe pâine, ca să zic așa. Nu-i așa, Alex? Da. 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 Așa este. Ne-a aprobat. Tu te pregătești pentru primul concurs de anul acesta, nu? Da, mă pregătesc pentru campionatele școlare care vor avea loc la Lugoj, la Buzău, pe data de 16 aprilie. Și cum este? Cum este? Spuneți-ne dumneavoastră, ce facem? Cum ne pregătim? E foarte bine. Pentru el orice competiție este o provocare. Sperăm să își facă treaba, să fie sănătos și cred că va obține și destul de multe medalii. Ia zi tu, Alex. Prima medalie, cea mai importantă de anul ăsta, de unde o luăm? Sau la ce aparat o luăm? Ia să ne. Sperăm că le luăm de toate, de la toate aparatele. Da. Și Dana, pe Marius... Când o să-l întrecem? Când mă fac mare. Da. Dana, Marius și Tudor a pregătit setul de întrebări. Haideți să vedem ce spune Tudor, întrebările lui Tudor pentru Alex. Tudor? Salut, Marius! Salut, Alex! Am auzit, Alex, că faci gimnastică, fotbal, înot, dar mai ai timp liber să te odihnești? Uite, Alex, Tudor, băiatul lui Cristi, te întreabă dacă mai ai timp să te odihnești, având în vedere că faci gimnastică, fotbal și înot. În weekend mai apuc să mă odihnesc, dar de obicei în timpul săptămânii nu prea, pentru că am școală, am antrenament și ajung acasă târziu, la 7:30. Da, are un program foarte încărcat. De dimineață plecăm la școală, are after school, de la after school vine din direct la antrenament. La 2:30 începe antrenamentul și până seara, la ora 7, suntem în sală. Dar tu nu mai vrei să te mai joci așa cu băieți? Ba da, vreau, dar... Dacă vreau să-mi îndeplinesc visul, trebuie să fac antrenament în fiecare zi. Se vede că e băiatul Marius Urzică, doamnelor și domnilor, fără niciun fel de îndoială, ambițios și puternic precum tatălui. Tudor, altă întrebare? Alex, oare o să devii un mare gimnast? Când o să devii campion mondial? Alex... Tudor te întreabă dacă oare o să devii un mare gimnast și când o să devii campion mondial. Sper să devin campion mondial și acest lucru se va întâmpla când se va voi întâmpla fi aproape... senior. Da, când voi avea peste 18 ani, dacă voi munci în fiecare zi, cum muncesc și acum. Vin și recompensele. Dumneavoastră cum îl recompensați când îl vedeți așa de conștiincios? Recompensa este, ce să zic eu, bucuria că îl vedem că reușește să execute foarte multe exerciții care eu la vârsta mea nu le făceam. Iar de recompensat mai primește la sfârșit de antrenament câte o bomboană sau pentru fiecare lucru bine executat. Și acum că o să vină iepurașul de Paște, Alex, tu ce-ți dorești? Ce cadou îți dorești? Deocamdată nu m-am gândit, dar cel mai frumos cadou ar fi să câștig la campionatele școlare de... care vor urma. Mult succes! Mult succes, Cristi, Alex! Stai să vedem acum, să vedem ce mai zice Tudor. Mulțumim! Alex, de ce te mai cerți cu sora ta? Te întreabă Tudor, de ce te mai cerți cu sora ta? Păi, depinde. Ne mai certăm că pe jucării să nu... Nu știu, depinde. Vă ciontăniți des așa? Nu chiar. Înainte ne ciontăneam foarte des, dar acum nu prea mai
nu prea ne mai supărăm pentru că eu nu prea sunt acasă și nu prea avem când. Deci e bine să vă vedeți așa mai rar, nu? Nu neapărat. Cum este? Pe fetiță, pe Iasmin, nu o aduceți aici la antrenamente? Cu mare drag am aduce-o, de foarte multe ori vine și ea, dar pentru că avem niște probleme de sănătate, preferăm să o ținem un pic mai departe, cel puțin de gimnastică, pentru că n-am vrea să se accidenteze, n-am vrea să avem probleme pe viitor. Da. Marius, multă sănătate pentru cea mică. Hai să mai vedem, Tudor, o altă întrebare, ia să vedem. Unde-ți place să stai? În Qatar, unde ai locuit 4 ani? În România. Unde îți place să stai? În Qatar sau aici în România? Îmi place mai mult în Qatar pentru că este cald și pot să mă joc mai mult. Avem mai multe condiții decât aici în România. Deci vacanța este asigurată, nu? Ne-am bucurat mult să fie asigurată vacanța, dar din păcate, făcând performanță, e greu să-ți iei perioadele mai lungi sau chiar și scurte în care să plecăm. În permanență el face antrenament zilnic, așa că e mai greu. Dar vom vedea. Probabil să ajungem și în Qatar. Mi-aș dori foarte mult pentru că mă leagă amintiri foarte frumoase de Qatar. Cristi, da. Mai avem întrebări de la Tudor sau vreți să-l vedem pe Alex Tudor în acțiune? Ia să vedem. Tudor? Semeni cu mami sau cu tati? Și la ce? Cu cine semeni? Cu mami sau cu tati? Și la ce? Păi, dacă este vorba de gimnastică, cred că semeni cu tata, pentru că mă descurc la toate aparatele la care tata se descurca și... Iar cu mama? Cu mama... nu știu, la față... De unde ai luat tu ochii ăștia așa de frumoși? De la tata. Da. A spus că e un singur lucru la care încă mai se antrenează el așa ca să devină mai bun la bară sau la... Da, noua programă ne obligă să lucrăm mai mult la bară pentru că s-au schimbat un pic exercițiile, are niște exerciții impuse și acolo se descurcă un pic mai greu. Anul trecut, la ultima competiție națională, a reușit să cucerească din 7 medalii de aur, 6 de aur. Asta își dorește și anul ăsta să le ia pe toate, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla la fața lui. Da, stați să le iei pe toate, Alex, toate medaliile, că o să pleci în Qatar. Da, hai să vedem dacă Tudor mai are un mesaj sau o întrebare pentru Alex. Ia să vedem. La revedere, Marius! La revedere, Alex! Acum mă duc să fac și eu sport și gimnastică. Da. La revedere, Tudor. Trebuie să vă spun. La revedere. Da, vreau să spun că Tudor este un fan al sportului. În fiecare zi face sport, face mișcări fizice, aleargă. Prin urmare, tu cu Tudor vă înțelegeți foarte bine și de asta s-a și bucurat și a făcut foarte mare plăcere să-ți ia interviu. S-a bucurat foarte tare, Tudor, să-ți ai interviu și semănați așa că sunteți firi sportive. Mulțumesc mult pentru interviu și... Ar trebui să-l provoc, să-l chem aici la sală, să faceți antrenamente împreună. Da, l-aștept cu mare drag. Cred că e un lucru extraordinar pentru toți copilașii să facă mișcare și, așa cum spuneați, cred că ei sunt un exemplu și ar trebui să fie urmați și de ceilalți copilași care ne privesc acum sau ne aud. Cristi, îți propun să vedem aici niște antrenamente foarte frumoase. Dana, hai să sporim suspansul și Tudor vrea să-l vadă pe Alexandru în mijlocul unui exercițiu spectaculos. Marius, te felicit pentru modul în care îți crești băiețelul. Este un copil absolut extraordinar. Foarte modest, un copil minunat și un copil muncitor și care va face lucruri frumoase în viață. Dar după pauză vreau să-l văd pe Alex la lucru. Tudor mi-a spus că abia așteaptă și o să îi trimite toate cele bune. După pauză, Alex vă arată ce știe el. Spectaculos, un copil senzațional.
Da, doamnelor și domnilor, v-am mai spus o dată, ce naștri din Urzică o să iasă campion, așa că Dana, colega noastră, vă arată o mică parte din performanțele și din ceea ce știe să facă acum Alex, o apariție absolut senzațională. Ia să-l vedem. Dana, te rog. Hai. Gata, Cristi, imediat o să trecem la paralele și o să vedeți aici o demonstrație de gimnastică live. Hai. Să ridici mânuța, de ea. Vârfurile. Coatele la îndreptare. Strâng. Liniștit, strânge. Bravo, bravo. Bravo, fără pas. Excelent. Cum este? A fost bine, se aplaudă. Bravo, campionule! A fost foarte bine, a făcut un mic pas la aterizare, dar la concurs e puțin diferit. Va fi saltea mai tare și acolo sigur o să stea. Alex, ești mulțumit? Da, sunt mulțumit, dar cred că se putea și mai bine. Ne mai arăți ceva acum? Da, vă mai arăt. Hai, mai arată-ne, că ne place să te vedem așa în acțiune. Trebuie să-l arăți la cal niște cercuri? La cal. Doar să întoarceți camera să-l vedeți și la cal. Mă duc la cumere. Lasă cu mânere. Da, da. Lasă-o pe aici. Hai. Ia să vedem. Hai, încă o dată. Liniștit. Mai te întoarci așa repede. Ușor. Băgă bazin. Bravo, bravo, bravo. Ultima a fost din forță. Bravo, Alex, bravo, bravo, bravo. Ești spectaculos, ești puternic. Abia stai... ce s-a încălzit. Alex. Stai că mai are omul nostru. Vrei să ne mai... Abia ce te-ai încălzit, ne mai arăți așa? Hai, mai arată-ne. Mai avea, nu-i problem. Mai arată-ne dacă mai ai. Ia, doamnelor, domnule, încă un pic la cal cu mânere. Poți faci niște fluturași, doar să te întorci invers. Nu poți? Invers, întorci-te cu fața încolo dacă poți. Așa. Excepțional. Așa, așa, așa. Hai. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo! Alex, doamnelor, bravo, Alex. Și domnilor! Acesta nu este un exercițiu care se... Nu e un exercițiu care va prezenta la concurs, e un element de învățare, dar încet, încet va depărta mai mult, Alex. Va fi mai amplu. Marius, felicitări încet, pentru... Felicitări. Alex, ce ți se pare cel mai greu? Cel mai greu mi se pare la sol, pentru că trebuie să fac mult mai multe elemente decât la alte aparate, deoarece când eram mic făceam numai sol și am progresat mult mai mult decât la alte aparate. Și de-aia trebuie să fac mult mai multe elemente grele. Așa este, solul este favoritul lui, aparatul favorit. Acolo are cele mai multe elemente pe care le execută mult față de vârsta pe care o are, adică mult mai avansat de vârsta pe care o are, dar și la celelalte. Totodată va munci la fel și va ajunge la aceeași performanță. Da, Marius. Mulțumim tare mult. Marius, mă bucur foarte mult că te revăd. Marius, mă bucur că ai acum într-adevăr încă o menire în viață, a ta de campion, a ta de antrenor, și acum probabil că nu poți să fii mai bucuros pe lumea asta decât să vezi că sânge din sângele tău și propriul tău copil poate să facă lucruri minunate. Bravo, Marius. Suntem mândri de tine. Mulțumim foarte mult. Ne mai vedem. Bravo. Mulțumesc și eu, și într-adevăr este visul meu de a ajunge să îl sprijin, să-l ajut în tot ce-mi stă în putere, să devină cel mai bun sportiv din lume. Și cu siguranță o să devină. Mulțumim foarte mult, a fost Marius Urzică.